Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela, o nouă emisiune Tarotela despre viitorul vostru sau actualul vostru Valentina din 2021. Pur fi mai mulți, s-o fi doar unul, în funcție de cât alegeți. Dar trebuie să alegeți așa, de la 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3, 4. Vă puneți pauză, vă gândiți, simțiți, aveți, după cum vedeți, 4 variante. Repet, puteți alegeți una sau mai multe în funcție de cum simțiți că rezonați. Ok, haideți să vorbim despre numărul 1. Numărul 1 care este un mic conuleț de brad argintiu, da? Îl vedeți? Din beteala pe care am avut-o anul acesta în formul de Crăciun. Am senzația că este o iubire cu un potențial veșnic. Adică, dar care e într-o fază de, cel puțin până acum, a înghețat oarecum în timp și în spațiu. Urmează să se dezghețe, vom trăi și vom vedea când, veți vedea când. Însă, această interesantă veșnicie, poate că vă cunoașteți de foarte mult timp, în sensul că de foarte multe vieți și urmează să dezghețați această poveste din faza în care a rămas ultima oară, a rămas o manifestați. Interesante mesaje. Deci, detalii despre acest Valentin. În primul și în primul rând. Dacă vă dați șansa la această dragoste cu acest Valentin, această Valentină, veți fi fără limite. Fără limite și unul și celălalt. Mesajul este pentru amândoi. Aveți 4 și 23, 5. 4 și 5. Puteți crește. Puteți să ieșiți din stagnare și să să vă schimbați viața. Hai să vedem detalii despre acest personaj. Am zis că trebuie să așteptați să se schimbe ceva. 2 și 6, 8. Îngerii lucrează pentru a vă apropia de acest suflet. Suflet din care... sau familie sufletească din care faceți parte și unul și celălalt faceți parte din aceeași familie sufletească. Și gardienii voștri... spiritual, îngerii voștri lucrează de zor ca să vă transforme separat și să vă aducă împreună. Dansul planetelor, iar planetele, astrele, vibrațiile, toate energiile astea din alte dimensiuni lucrează de zor ca să vă aducă împreună. Să manifestați ceva nou în această viață. Pentru că aveți această putere să fiți fără această dragoste veșnică, sunteți nelimitați. Cred că totuși are legătură, nu? Așa simt. Nelimitatul ține de veșnicie. Ia să vedem ce alte cărți mai apar. Hai să pun asta deoparte. Că știu în ce ordine vin. Traveling, călătorie. Posibil că sunteți la distanță unul de celălalt. E interesant că această călătorie este marcată de 8, 8 de bâte. Dar 8 înseamnă transformare, înseamnă că trebuie să se transforme ceva în timp și în spațiu. Și imaginea asta îmi sugerează. Parcă e o confirmare a celor două. Că energiile, norii, soarele, luna, stelele trebuie să se reașeze ca să 8 iar de 2 ori 8, ca să vă transforme și să vă transformați împreună. 6 și 5, 11, sunteți suflete speciale, suflete perechi, flăcări, gemene. Și din acest motiv nu este ușor unii dintre voi.
Ați călătorit 8 de bute, ați călătorit prin vieți, prin spațiu ca să vă întâlniți iar. Puh, interesant mesaj, ce fiore am. Interesant mesaj. Spiritul acestui personaj este elefantul. Le-a luat așa un pic în dezordine, dar nu contează. De fapt nu e dezordine, așa aleator cum a venit. Spiritul acestui Valentin, acestei Valentine este elefantul. Că e bărbat, că e femeie, este un personaj puternic. Și probabil că și voi sunteți puternici, că te-ați atras asemenea personaj, că am zis că sunteți la fel. Doar că până acum ați călătorit pe alte coordonate și, repet, universul vă aduce împreună, lucrează de zor. Pentru că ia uitați cum sunteți. Sunteți asemenea, identici, bine, identici. Două lebede, da? Și lebeda este simbol masculin și elefantul e simbol masculin. Și interesant este că știți că lebedele iubesc o singură dată, au o singură pereche. Sunteți sortiți să manifestați această dragoste veșnică la un moment dat, că o fi în viața asta, că o fi în altă viață, dar oricum în viața asta aveți o etapă de parcurs. Însă spiritul acestui personaj este regele de bute, foarte puternic, autoritar, probabil că e înalt sau bine legat. Acum, dacă a evoluat, variază. Unul dintre voi a evoluat mai bine decât celălalt. Dar, dacă n-a evoluat, urmează să se trezească pe foarte multe planuri, spiritual, fizic, urmează să se trezească prin acest contact, întâlnire cu voi. Dacă vă dați șansa la această dragoste. Altfel, trezirea lui va fi, sau a ei, va fi mult mai înceată. Însă, pentru unii care experimentați un personaj sau trăiți o poveste cu un personaj evoluat, acest personaj are autoritate. Evoluat sau neevoluat, autoritatea se manifestă oricum într-un fel sau altul, prin forță fizică, prin intelectuală, prin forță sexuală. Însă, acesta este spiritul acestui personaj, acestui Valentin. Și vedeți voi, am vorbit de veșnicie, am vorbit de nelimitat. Elefantul în sine reprezintă o ființă cu o viață îndelungată, cu o memorie excelentă și aduce aminte, simte mirosurile familiilor sau arborele genealogic, simte mirosul călătorilor, interesant, călătorilor prin care a trecut el și familia sa sufletească. Dar ce talare am ajuns să fac. Am crezut că vorbim doar despre Valentine's. Acest personaj are această capacitate de a, pentru că asta înseamnă și de fapt elefantul, este o forță care vine dintr-o altă dimensiune și vă protejează și distruge toate blocajele în această viață. Eu cred că dacă elefantul este totemul lui sau al ei, veți fi susținuți în a debloca orice obstacol va apare în calea manifestării acestei iubiri. Pentru că e o chestie, cum am spus, care trebuie să se dezghețe și să se manifeste. Sigur, vă va proteja cu toată forța. Trecând peste celelalte interpretări, acest personaj vă va proteja cu toată forța de care este în stare. Ce alte cărți? Justiția, interesant. Balanță pentru unii sau dorința de a face dreptate în relația cu voi, de a fi corecți. Poate că n-au fost, poate că n-au fost nici în viața anterioară și din acest motiv relația trebuie să se dezghețe, să manifeste acest potențial imens. Sunteți fără limite.
Posibil are planete în balanță pentru unii. Dar, trecând peste acest mesaj, adevărata dreptate, justiție divină se va manifesta în momentul în care voi, cei doi, veți da șansa la această dragoste, veți putea, veți fi aduși față în față să continuați ce n-ați putut continua din niște considerente. În trecutul din această viață și în trecutul din viețile anterioare. Ce alte detalii mai primim despre acest personaj? Iar călătorie, călătorul, traveling, el e un drum. Poate nici nu știți. Este la un drum acest personaj. Însă trei de bâte reprezintă și un aventuros, un peregrin, poate că așa îi place să călătorească. Vorbim acum despre acest personaj, bărbat sau femeie. Este genul de personaj aventuros care experimentează diferite lucruri ca să se îmbogățească. Are un spirit de foc, chiar semn de foc, da? Chiar dacă nu e zodia foc, leului, balanței sau a săgetătorului. Are ceva, un marcaj puternic în semn de foc. Însă, interesant, apare problema integrității și a justiției, a dreptății. Posibil că de-aia trebuie să mai așteptați un pic în această întâlnire. Am senzația că trebuie să mai așteptați până se dezgheață, pentru că unul sau poate amândoi separat ați experimentat situații incorrecte. Ori el sau ea nu s-a purtat corect cu voi, ori în viața lor au experimentat ceva ce a pus la îndoială integritatea. Însă, trebuie să se facă dreptate. Trebuie să se facă dreptate. Trebuie să se deblocheze sau să se înlăture obstacolele, dușmanii, problemele. Pentru unii dintre voi, posibil doamna să aibă părul înjuvițat, mai vâlvoi așa, mai cârlionțat, să-i placă printul de animale. Măi, despre doamnă pot să dau detalii, că am vorbit și despre domn, despre doamnă. Doamna este un personaj foarte complex. Are o zonă foarte încornorată, adică plină de pasiune, o latură mai controversată, să zicem, dar are și multă înțelepciune. Are și multă înțelepciune. Depinde de ea ce manifestă. Depinde de ea, depinde și de el. Bărbat, femeie, aveți această complexitate. Puteți să manifestați și latura aceea pasională, carnală, obsedantă, dar și vă puteți calma pentru că aveți o doză de înțelepciune nativă. Și, trecând peste asta, amândoi aveți ceva feroce în voi. Bărbați, femei, nu contează despre ce vorbesc acum. Personajul acesta are ceva feroce, are această capacitate de a ataca pe oricine se apropie de subiectul iubirii sale. Sau obiectul iubirii sale. Acum, energia sexuală dintre voi. Este acest, ia uite, acest cuplu divin, împăratul și judecata. Am pus cartea, nu face parte din setul de cărți, dar am pus-o pentru că îmi place foarte mult. Este un cuplu care, cum am spus mai devreme, conștientizează momentul sublim și divin al întâlnirii dintre ei doi. Conștientizează, se vindecă reciproc și se eliberează
de karmă. Am senzația că Doamna îl inițiază pe el într-un anume fel, nu neapărat că nu fizic. Este o inițiere energetică și spirituală. Doamna, așa simt în acest context. Domnul, da, are o forță fizică, forță fizică. Am zis, elefantul reprezintă putere și pe acest plan, rezistență sexuală. Însă, Doamna are o altfel de putere, mult mai subtilă. Și uite, așa trebuie echilibrate forțele, cele două forțe. În continuare a venit împăratul și judecata. Se pare că iar apare semn de foc pentru unii, dar apare și justiția, deci nu putem spune exact, dar există planete în semne de foc, clar. Și niște planete care provoacă personajul să fie foarte dominator. Am vorbit la elefant și împăratul este dominator, regele de foc și împăratul, da? Dominator. Dar, de multe ori, încearcă să controleze, să controleze rezultatul. Și din acest motiv, probabil, ceva nu s-a manifestat și încă trebuie dezghețat. Trebuie să renașteți. Interesant cum a venit judecata. Renașteți. Am zis că îngerii, da? Ia uitați aici. Îngerii lucrează, gardian. Gardianul familiei voastre sufletești lucrează ca să vă aducă împreună în acest cuplu, în acest ritual. Și nu de împerechere fizică, este un ritual de regăsire sufletească. În acest motiv, tot ce este integru trebuie reconsiderat și recântărit ca să puteți manifesta dreptate. Altfel, în afara moralității, așa simt mesajul, nu puteți manifesta această relație, această întâlnire. Cine s-a abținut mai mult decât era cazul sau cine a încercat să conducă sau să impună în această situație, a încetinit manifestarea unei iubiri care cred că vine din alte vieți. Ia uitați ce s-a manifestat în trecut, da? Am zis că apare un blocaj. Și iar apare, știți că pentru mine și nu doar pentru mine, acesta e semnul balanței, Marte în balanță, în mod special, sau cineva cu planete în balanță, care încă nu știe să decide, nu poate, nu se poate decide sau gândește prea rațional când ar trebui să aleagă din intuiție. Însă, și unul și celălalt v-ați iubit. Clar că v-ați iubit. Aveți 10 de cupe, regele de cupe. Și la mijloc apare acest blocaj, blocaj în comunicare, pentru că unul dintre voi trebuia să evolueze. Poate unul era prea idealist, altul era mai controlat. Profund. Pentru că de la 10 de cupe se ajunge la regele de cupe. E o diferență de evoluție. Deși amândoi iubiți, vă iubiți profund unul pe celălalt. Însă, ceva. Rațiunea cuiva sau poate amândurora v-a blocat această relație de dragoste superbă. Sunteți fără limită. Sunteți fără limită împreună. Însă, dați-vă șansă. Pentru că cineva a tăiat această șansă. Dați-vă șansa la dragoste. Cum se va manifesta, rămâne de văzut. Haideți să vedem în prezent. Nu ce mult am vorbit în prezent. Uite împărăteasa. Gata. De trei ori. În prezent. Asta e în prezent. Împărăteasa, știți că reprezintă și zodia balanței, că tot avem balanță, dar nu e obligatoriu. Poate să fie acea doamnă despre care am vorbit mai devreme, care îl inițiază pe domn.
într-o altă zonă, mult mai subtil, mult mai sensibilă. Însă, în prezent, dragostea este Venus, dragostea continuă, există, crește. Și totuși, există un blocaj mental din partea cuiva, există un blocaj, o reținere, care trebuie depășită. Dar trebuie muncită, sunt 2 de 8, 8 de spade și 8 de monede. Trebuie muncită din greu ca să fie reprogramată. Cineva vine, sau poate chiar amândoi, veniți dintr-o zonă de frică, dar totuși, asta pentru că vă reflectați, vă oglindiți unul în celălalt. Tot zic de amândoi, dar normal ar trebui să zic doar de acest personaj, dar simt nevoia să adaug că și voi manifestați aceleași blocaje sau blocaje similare. Dacă v-ați programa să lucrați, dacă s-ar programa acest personaj, reprograma, să lucreze și să transforme, să deblocheze, de fapt, da? Să deblocheze prin muncă intensă ce a fost blocat, voi știți, poate o tăcere, poate sunt alte lucruri. Imposibilitatea de a alege, orgoliu cuiva, dorința de control, variază. Deci dacă s-ar strădui acest personaj să iasă din acest mental și să muncească pentru transformarea acestei relații și să vă ofere această cupă a dragostei, să vă dați șansa, cum zice, să vă dați șansa la dragoste și să depășiți tristețea care s-a lăsat la un moment dat din cauza, eu zic, acestei gheți care s-a pus pe dragostea voastră. Deci dacă ar face acest lucru, ați putea să creșteți. Ați putea să creșteți. Și zic dacă, pentru că depinde de alegerea voastră, în mod special a lor, că vorbim totuși de ei, da? Pentru că justiția trebuie să aleagă, da? Să se echilibreze și să manifeste această transformare. Pentru unii, ai, iau ce frumos, împăratul și împărăteasa. Împăratul și împărăteasa, aici este. Doamna este trezită. E, dintr-un punct de vedere, mai trează. Doamna îl inițiază subtil. Îl atrage subtil în acest ritual. În această regăsire, mai bine zis. Dar rămâne de văzut în cât timp tânărul, domnul, cine o fi, iese din cușca mentală și se transformă și se implică practic în această ofertă, în reechilibrarea situației. Hai să vedem în viitor. Valetul de monede. 7 de spade. Dacă. În continuare, în viitor. Luna asta, frica asta. Frica asta, probabil, în mod special resimțită de bărbat, de partea masculină, să zic. E o frică să manifeste. Deși își dorește. Dar până o să clarific acest 7 de spade. Acest personaj a fugit de la locul faptei, vorba vine, a fugit, a blocat. Iau de 7 de spade, probabil care planete, repet, în balanță planete, nu, cu fi zodie rămâne de văzut, dar are planete sau un semne de aer.
Dar nu manifestă corect această justiție. N-are cum. Pentru că blochează, pentru că tace, pentru că stă într-un cerc de gânduri, de gânduri care nu ajută la manifestarea situației. Pentru că fuge, 7 de spade, este teamă să comunice, să vină cu un dar, să dea un telefon, deși își dorește. Își dorește, simte. Pentru că aveți multă dragoste, aveți 10 de cupe și regele de cupe, simte. Dar e atât de profundă această dragoste încât îl înfricoșează, măi. Sau o înfricoșează. Ia uite. Vă cunoașteți din alte vieți. Dar ați trecut prin niște dureri intense și unul și celălalt și această întâlnire a declanșat aceste dureri. E o întâlnire în secret, evident, pe care o simțiți, am zis, telepatic. Și este ceva ce trebuie să se manifeste în stare 0-1, aici, în această viață. Urmează de-abia acum să se dezghețe, 0-1, să se dezghețe. Potențialul veșnic. Clarificăm 7 de spade. Cât timp mai fuge acest personaj? De dragoste, de emoții, de manifestare. Cât timp mai fuge acest personaj? Odată. Okay. Lumea. Trebuie să pună capăt acestui escapism sau autosabotaj. Trebuie să pună capăt acestui stil, acestei strategii. Lumea reprezintă lecția învățată, Saturn, varianta sa cea bună. Trebuie să nu mai fugă să-și asume responsabilitatea acestei iubiri. Și totuși e Valentinul vostru. Vă iubește. Băi, deci nu se poate. 10 de cupe, regele de cupe. În trecut, în prezent, împărăteasa în continuare energia lui Venus a iubirii. Dar, blocată, ați văzut și voi. Iar semn de aer pentru unii dintre voi. Foarte defensiv. Un semn de aer foarte defensiv. În relație cu o preîmpărăteasă, împărăteasă, preîmpărăteasă, ia uite aici. Da? Cu care ar trebui să comunice, să schimbe această energie. Mai dă-mi o carte. În viitor. Încheie acest capitol al fugii de realitate, de dragoste, de emoții. Ok. Ce a fost? Ce a picat? A apărut diavolul. Obsesie, intensitate, intoxicație. Wow! Și moartea. Transformarea stagnărilor. Mai, am zis că e o pasiune extrem de intensă, se vede prin acest diavol. Îi este teamă că nu își înțelege emoțiile, nu știe exact dacă e dragoste sau obsesia lui. Sau a ei, evident. Trebuie să încheiați aceste sacrificii și aceste amânări, trebuie încheiate, trebuie reînceput, restructura, să vă dați șansa la această dragoste. Dar să nu uităm că iar diavolul poate să țină de controlul și de mândria acestui personaj. Și totuși. Dacă revine, teoretic ar trebui să revină. Pentru că aveți ceva de manifestat, de dezghețat.
Ia uite. Iar apare pasiune. Va veni cu o energie care s-ar putea să vă sperie și pe voi. Ia uite. Ok, am încercat să mai clarific. Și ce mi-a apărut? Că aceste amânări despre care am vorbit, dimpotrivă, mai rău a accentuat emoțiile și pasiunea pe care au simțit-o pentru voi. Mai rău a accentuat această separare, această fugă, mai rău face. Aceste amânări mai rău face. Și totuși, când va veni plin de pasiune și de emoții, își dorește foarte mult să fie și echilibrat mental și vindecat ca să puteți să manifestați ceva durabil, să puteți manifesta abundența aceasta, dragostea asta. Și interesant că la capătul setului de cărți s-a oprit la asul de spade și doi de cupe. Se dorește victorie la un moment dat în timp. Acum rămâne de văzut dacă voi veți mai vrea, veți mai fi disponibil, am vorbit iar foarte mult. Rămâne de văzut. Dar acest personaj despre care v-am vorbit, foarte complicat, foarte intens, cu o dragoste pe care nici el nu și-o explică, poate nici voi, da? Mai are multe de învățat. Și totuși, în prezent, vă iubește. Vă apreciază, vă adoră. Vă vede valoarea. Însă, e un blocaj aici. E un blocaj. Dacă poate să-l transforme, ar fi minunat. Ar fi minunat. Dacă l-ar transforma în prezent, acest personaj ar fi doar, n-ar mai fi cel care fuge, ar fi cel care se întoarce cu o strategie bine pusă la punct, cum să manifestați valetul de monede. Primii pași pentru această pasiune, dragoste teribilă. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă pup numai bine. A, să nu uit, să vă mai arăt. Cine e? Rege de spade. Să nu uitați. Ok, am revenit. A fost vorba că urmează. Nu? A fost vorba? Spun. Numărul 2. Cei care ați ales inima. O inimă albastră. Poate un pic cam tristă. Și un pic rănită, dar că e rănită, eu zic că în principiu rămâne să vă vindecați. Dar vindecați, nevindecați, aveți un loc special care trebuie umplut de cineva special. Cineva trebuie să vă completeze cu acel punct în inimă. E un concept în cabala, dacă știți ce înseamnă asta. În fine. Haideți să vedem detalii despre acest personaj, Valentina, care vă gândiți voi. Ia să vedem. Oh, vindecătorul. Înțeleptul sau înțelepciunea. Interesant. Interesant. Romanță și întoarce inima către lumină. Cred că vine invers. Ne întoarce inima și apoi romanța. Devoțiune către lucrurile mici și călărind valurile cosmice. Interesant. Am vorbit de vindecare, a apărut vindecarea, chiar din prima. Camila, semn de foc, mai mult sau mai puțin. Cineva care duce foarte multe, le duce până nu mai poate, până obosește. Are această capacitate și înțelepciune de a îndura multe, de a asigura că ce face Camila, care greutăți pentru... Și nu doar care greutăți pentru proprietar, pentru cel care o posedă.
își strânge apa, își strânge resurse ca să poată să treacă prin acest interesant, prin acest întuneric. Are această înțelepciune să se pregătească pentru călătoria prin care trece, călătoria spirituală. Ia, te vedeți? Înțeleptul, care seamănă un pic cu eremitul, dar e altfel. Trebuie să treacă printr-un portal, noaptea, prin întuneric. Aici la fel e noapte, întuneric. Dar e foarte, foarte interesant. Acest personaj este un om înțelept, își asigură resursele pentru această călătorie spirituală, pentru... E conștient de această călătorie spirituală prin care trebuie să treacă și este foarte conștient că în această perioadă, vorbesc totuși de în această perioadă, trebuie să treacă printr-un portal. Cred că încearcă să se camufleze, nu doar să-și asigure resursele în această înțelepciune pe care o are, pentru că trebuie să se protejeze. Acest personaj este un vindecător, are această capacitate de a vindeca, are multă înțelepciune. Se dedică lucrurilor mici, oamenilor mici pe care să-i vindece și să-i crească. Însă, pe lângă această capacitate de a se concentra pe lucrurile mici, pe detalii, pe lucrurile simple, pe a-și menține curățenia fizică, sufletească, energetică, spirituală, e conștient că trebuie să călărească și valurile cosmice, trebuie să se mai lase și un pic în voia luminii, să se întoarcă cu fața, cu inima către lumină, cum zice, și să se bucure un pic în aceste valuri cosmice, regăsește și romanța. Să se lase un pic și în voia celui fără de voie. Că această romanță bănuiesc că este a voastră. Și aici este nevoia acestui personaj să-și lase un pic din misiunea și responsabilitățile pe care le duce în cărcă și călătoria spirituală pe care o face în fiecare zi, în fiecare moment, în căutarea înțelepciunii, a vindecării sale și a vindecării celor pe care îi întâlnește. Acest personaj are nevoie să se relaxeze un pic și să vibreze îmbrățișați cu cineva care îi înțelege și le poate asigura această stare de libertate, de eliberare de tot acest stres și înțelepciune și e o responsabilitate, așa simt, o responsabilitate pe care și-o asumă. Ia uite, interesant, întuneric chiar. Dar trebuie să învețe să treacă prin acest întuneric și fără să gândească. Nu atât de responsabil. Să găsească pe cinci, e creativ. Știu că ar fi trebuit să fie marele preot. Marele preot, puțin de vindecare, de înțelepciune, da, ok. Dar este și cinci, casa leului. Iar avem semn de foc, casă creativă, a romanței, este casa romanțelor. Trebuie să manifeste și dragoste și romantism în viața lor. Bărbat, femeie, nu contează. Prea multe responsabilități au nevoie de dragoste și posibil că voi le puteți oferi această dragoste. Vorbim de el, de ea, în relație cu voi. Este un yin și yang, roșu și albastru. 60, poate să fie vârsta cuiva. Hai să vedem ce mai vedem. Energia sexuală dintre voi. Care a apărut prima? Da. Valetul de bâte. Multă atracție. Multă atracție. Chimie. Pasiune. Extravaganță. Dorința de a călători iar până departe împreună și a experimenta. Se simte această atracție între voi. Și totuși,
acest personaj, am senzația că preferă să se controleze cu această putere. Se controlează foarte mult, de-aia i s-a și spus și vă spun și eu vouă, că trebuie să se întoarcă cu inima către... Nu că ar fi în întuneric, nu că ar fi, pentru că acesta are calități, este înțelept și are calități de vindecător și e un om foarte responsabil și dedicat, bărbat-femeie. Nu, trebuie să manifeste un pic de creativitate, de romantism, de drăgălășenie, prea multă luptă cu ei, cu viața, cu tentațiile, cu tendințele acestea umane, pasiunea, se luptă cu pasiunea ca să o manifeste, se luptă cu ea, se abține. Preferă uneori să viseze 7 de cupe și-ar dori comunicare romantică în anumite momente, cavalerul de cupe, dar se abține. Se gândește că lasă, că poate totuși n-o fi cu mine, poate are pe altcineva mai potrivit. Are și momente de gelozie uneori, dar din punct de vedere sexual este această pasiune, atracție pe care eu așa simt. Încearcă să nu o exprime și să o păstreze undeva în secret. E o lună. Lună plină, interesant că vorbim de lună plină, da? Ar comunica și totuși rămâne de văzut dacă va comunica. Dar până acum s-a abținut. A preferat să viseze, cum am zis, dar nu te poți mulțumi doar cu visele. De aceea întoarceți inima către lumină. I se zice sau vă transmit eu despre acest personaj. Poate reuși să-l atrageți, să o atrageți în această romanță, pentru că chiar are nevoie. Chiar are nevoie. Se abține prea mult. Prea mult. E o luptă cu latura lor romantică. Interesant. E o luptă cu latura lor romantică și creativă. Am zis creativitate exact la marele preot. Pentru că simte că are multe responsabilități. Trebuie să aibă grijă, să vindece, să la 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 la. Da? Dacă reușiți să-i furați. Să-i furați în această romanță, bine faceți. Că au nevoie de ea. Au nevoie. În prezent, inițial apăruse turnul și regele de monede și apoi, nu, în trecut, pardon, în trecut, și apoi 6 de băte, asul de băte și 9 de monede. Aici văd pasiunea care a apărut între voi doi, într-o formă sau alta. Cavalerul de băte puteți să fiți voi, 6 de băte puteți să fiți voi, care îi faceți să vibreze în această nouă direcție romantică, plină de sexualitate. În condițiile în care ei se concentrează pe independența lor, pe reușitele lor, pe responsabilități, pe o singurătate pe care și-o asumă, elegant, nu cu vanitate. Așa simt că aici sunteți voi. Cu această posibilitate de a-i atrage într-o nouă poveste. Însă, înainte de acest lucru, a apărut turnul și regele de monede. Ceva s-a dărâmat în viața lor. Te-au devenit atât de responsabili pentru viața lor și pentru viața celor din jurul lor. Ceva s-a dărâmat. Sunt extrem de conștienți că trebuie să construiască, că trebuie să fie protectori, să asigure stabilitate cuiva, lor sau altor oameni. Și acest turn a fost atât de intens, o separare, o restructurare, încât își asumă prea mult această poziție de vindecător, de înțelept, de consilier. Dar e frumos că apare, că a apărut.
Acești 6 de bâte, repet, puteți să fiți voi. Această romanță. Această pasiune. Dar trebuie să-i cuceriți. Eu așa, dacă eu, voi sunteți aici, așa simt că sunteți. Pentru că ei sunt aici, am zis mai devreme, responsabili. Așa îi simt pe ei. Responsabili. Nu că ar fi musai pământeni în totalitate. Sunt și foarte sensibili. Sunt și foarte sensibili. Însă, așa au fost educați. Și așa s-au autoeducat. Și voi aveți posibilitatea să-i cuceriți și să-i furați eventual într-o nouă direcție. Hai să vedem în prezent. Ia uite, eremitul. Iar în singurare. Iar detașare. Mentală de niște ape tulburi. Pentru că vor să manifeste dreptate și victorie. Ce blochează? Pe de altă parte, ce mai simt? În trecut, pentru unii, s-au separat de o familie, de o structură, de un personaj autoritar și separarea de acest personaj i-a adus în această postură de independență în care, repet, trebuie să se vindece și să-și asume această călătorie. Dar apare ceva nou. Apare un om, un personaj care atrage atenția multora. Puteți să fiți voi. Multă lume să se uite la voi și totuși să simțiți această pasiune pentru ei. Repet. Încercați să-i cuceriți. Poate că ați încercat. Vom vedea. Vom vedea. În prezent. Numărul 2. O dată, de două ori, de trei ori. Numărul 2, în prezent. Cavalerul de spade, 3 de cupe, 9 de băte. Unii din voi simte nevoia să comunice cavalerul de spade despre această întâlnire în prezent, că tot e februarie, martie, Valentine's, mărțișor. Vreți să vă întâlniți cu acest suflet pereche? Și eventual să cuceriți, pentru că cavalerul de spade e foarte îndrăzneț și victorios, să deblocați aceste probleme, responsabilități, ziduri de protecție care pe care și l-a creat acest personaj. Așa simt. Vă rog frumos, confirmați. Poate că și izolarea și carantina și lockdown-ul care se manifestă în diferite locuri participă la această încetinire. Dar eu zic încetinirea întâlnirii dintre voi doi, dar eu zic că aici sunt ei. Ei sunt vindecătorii și aici îl văd întotdeauna pe Chiron. Chiron trecut prin foarte multe, cu răni și totuși cu această putere de rezistență, da? Putere de a rămâne în picioare și nu oricum, dispuși, cu încă o bâtă, uite și aici, dispuși să-i ajute și pe ceilalți. Și totuși au nevoie de ceva nou. Dacă ei sunt aici,
Iar văd pe cineva pe cal, dispus să aibă o victorie. Simt că ați putea fi voi. Simt că ați putea fi voi. Pregătiți să îi cuceriți, să vă întâlniți cu ei, să vă zbate, să vă întâlniți cu ei. Vă doriți această întâlnire, dar, repet, ei se abțin pentru că au multe, multe lucruri de făcut. Ia uite, iar e și aici un cavaler de băte, cavaler de spade, alt cavaler, 6 de băte. Dar am senzația că acest cavaler trebuie să-l manifestați voi. Prea responsabil acest personaj. Simte ca și când atârnă lumea pe umerii săi. Atârnă lumea. Ca aceste greutăți pe care le duce Camila. Duce prea multe. Romanță, 3 de cupe. Mai. Participați la această scoatere, schimbare de energie, 5 vibrațiile 2021. Ajutați-i să nu se mai gândească la toate responsabilitățile, să se bucure de un dans, de muzică, de prieteni, de un sărut, de o îmbrățișare. De o nebunie. Bine, aventură nu cred. Ia uite, iar 3 de cupe. Nu cred că s-ar arunca în aventuri, dar să experimentați ceva interesant. Dar cred că aici, repet, 3 cavaleri va reprezenta pe voi. Pentru că această energie atât de grea, de grea și de profundă, de profundă, că e vindecătorul, este a lor. În viitor, nu că n-ați fi și voi profunzi, dar aveți o altă misiune cu ei. Dată de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, iar am văzut 6 de spade, da? de băte. Iar. În viitor, 4 de cupe. 3 ori. Ar fi păcat să pierdeți această oportunitate și voi și ei. Ar fi foarte păcat. General, asta reprezintă această carte. Regrete, o întristare, o nemulțumire că nu s-a manifestat acest 3 de cupe. Încercați să ocoliți acest moment. Și să luptați pentru această întâlnire, pentru că dacă nu vă luptați voi, iau, în viitor, îndrăgostiții, 10 de băte, ciudată chestie, 5 de spade, 5 de spade. Această dragoste o să devină, dacă nu manifestați acum întâlnirea și dragostea, această dragoste, această romanță, o să devină apăsătoare. Și vor trebui strategii mult mai complicate, cu 5 de spade, ca să o... revigorați, ca să o manifestați. Clarificăm 5 de spade. Clarificăm 5 de spade. Ia responsabilitățile astea despre care am tot vorbit. Ia responsabilități. Încercați și cuceriți-i. Dar finuți, fără jocuri mentale, fără aroganță, încercați și cuceriți, atrageți într-un fel. Pentru că au nevoie de dragoste. Clarificăm. Spune-te. 5 de spade, te rog, clarificăm. 5 de spade. Ia uite. 5 de spade și iar apare 6 de... 2 de băte și 6 de băte.
Știi ce simt? Simt că cine trebuie să cucerească, trebuie să aibă foarte mare grijă la tactică. Trebuie să fie romantic sau romantică, pasional, pasională, să nu facă prea multe jocuri mentale, să nu fie nici prea grăbit, cum e cavalerul de spade, dar totuși, hotărât, creativ, cum e cavalerul de bâte și șase de bâte. Pentru că iar apare șase de bâte. Alegeți. Alegeți ce faceți, ce fel de strategii manifestați. Cinci de spade sau șase de bâte. Aici este alegerea voastră. Ca să puteți provoca aceste responsabilități să fie eliberată și să vă puteți bucura de dragoste. Înțelegeți ce zic? Dacă vă doriți această dragoste, acest personaj, puteți avea victorie, dar decideți bine, alegeți bine, plănuiți bine felul în care îi puteți cuceri. Pentru că e un personaj profund și dacă nu alegeți strategia corectă, vă va bloca. Vă va bloca pentru că nu vor lucruri ușuratice. Aici au nevoie de dragoste, dar nu de aventuri trecătoare. Romanța poate să fie primul pas către o dragoste sau o relație de lungă durată, da? Dar poate să rămână și în stadiul acela. Nu-și dorește o simplă întâlnire trecătoare. Au nevoie de o dragoste profundă și romantică. Și romantică. Au nevoie de romantism, măi. Au nevoie să-i scoateți în lumină. Interesant cum vine mesajul. Să-i scoateți în lumină. Să-i plimbați. Să-i aduceți în spotul, eu știu, în public. Pentru că șase de bâte își caută perechea. Stau uneori prea mult în această lume, cu responsabilități, în căutarea adevărului, a înțelepciunii. Se poate vindeca și poate vindeca și pe alții și din această vibrație. Acum vă zic vouă ca să știți dacă vreți să vă implicați în această poveste și cum să o faceți. Trebuie să-i scoateți în lume, să vadă lumea ce frumoși sunt și să vă dansați și să vă țineți de mână, să-i luați în brațe, să vă arătați dragostea și în public, să iasă din zona asta de umbră și penumbră. Și de prea multă sobrietate. Așa-i simt. Vă rog frumos, confirmați-mi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper că v-a plăcut. Vă pup. Numai bine. Pa, pa. Ia uite, înainte să închid. Vedeți? Eremitul, însinguratul, cel care caută. Ia uite. Cel care caută. Lumina. Ia uitați cum seamănă. Da? Are nevoie de cavaler, de vale de cupe, de romantism, măi, de romantism. Are nevoie să schimbe această energie. Vă rog, luați mesajele care trebuie și analizați-le și aplicați-le în viața voastră. Vă pup numai bine, pa, pa! Ok, hai să vorbim despre numărul 3. Cei care ați ales acest medalion din argint, care ascunde ceva, dar ce interesant este că pe partea cealaltă, dacă aici apar niște flori, aici apar niște flori, pe partea cealaltă apare un înger. Ia. Apare un îngeraș. O să vedem cum apar și cărțile.
Este un personaj care e delicat în principiu, intuitiv sau intuitivă, dar care ține ceva înăuntru, are ceva înăuntru de nu poate să poate fi accesat. Vedem ce alte cărți apar. Un secret, o poveste, ceva ce nu poate să-l împărtășească deocamdată nimănui decât poate doar îngerilor. Ia să vedem ce alte cărți apar. Deci, constructorul, interesant. Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt și dragostea face diferența. Ce e aici? Erupție de lumină, interesant. Și ia uite, am zis că e ceva ascuns, mai o frumusețe ascunsă. Hidden, este ceva ascuns în acest personaj. Lumină și frumusețe. E o lumină și o frumusețe, ia uite, pentru că albul ăsta îl văd în această carte. 45 numărul, 45, poate 45 de ani sau aproximativ 45 de ani. Și mai văd numărul 11. Cineva marcat de numărul 11, poate născut pe 11 sau în luna 11. Dar aveți și 11 și 44, numere maestre, flăcări gemene pentru unii. Să vedem ce alte cărți mai apar. 10 de aer. Probabil că această poveste, această dezamăgire din care trebuie să iasă, ține ascuns această dezamăgire. Da, să iasă și să înceapă ceva de la zero. Să o ia de la zero, eventual cu voi. Constructorul. Constructorul apare de două ori. Pentru că acest castor, asta și reprezintă constructorul. Este un personaj care se construiește. Că fi având legătură cu arhitectura, poate, mai mult sau mai puțin. Care ea să-i placă arhitectura sau să-i placă să lucreze cu corpul său, unii. Dar asta mai mult sau mai puțin. Îi place să-și construiască viața, în primul rând. Sau e în acest moment în care își construiește viața. Sau și-o reconstruiește. Iar văd un înger care îi inspiră la această reconstrucție. Iar am zis că este un întuneric. Nu am zis, am zis altă dată. Este o situație neplăcută. Acest 10 de aer, 10 de spade. Această noapte din care a ieșit și în care e în care nu vrea să mai intre și din acest motiv sau mai bine zis motivația este acest întuneric este motivația acestei reconstrucții pe care o manifestă. Nu vrea să mai manifeste, să mai trăiască acel întuneric, să mai treacă prin acea pădure întunecoasă, să mai treacă prin acest ciclu de răni și de trădări. 10 de aer. Simte că o parte a sa frumoasă n-a fost expusă niciodată, a fost ținută în secret. Simte că există o lumină care trebuie să erupă, trebuie să se exprime. Sper, bănuiesc în relație cu voi. Această frumusețe n-a fost manifestată în relație cu voi, această dragoste, pentru că beauty ține de frumusețe de Venus. Sau nu și-a arătat această frumusețe interioară față de voi. Din motive că au de construit, de reconstruit ceva. Că o fi corpul lor după o perioadă de boală. Că o fi o nouă casă, o nouă lume, iar variază. Dar
Ce interesant că acest castor ține și de 6 de apă. Și voi simțiți că vă cunoașteți de undeva, poate v-ați cunoscut în copilărie, poate v-ați cunoscut în tinerețe, poate v-ați cunoscut prin zonă, poate. Există această recunoaștere când v-ați întâlnit, v-ați recunoscut oarecum la nivel emoțional. Frumusețea aceasta ascunsă, ați văzut-o în ei, s-au simțit văzuți de voi, au simțit că pot să manifeste această frumusețe cu voi, în condițiile în care n-au putut o manifesta cu alții. Au simțit că dragostea face diferența. Dar trebuie să vă cunoașteți mult mai bine, trebuie să vedeți unde vă puteți completa, care sunt nevoile voastre în dragoste, cum puteți construi constructorul această dragoste. Pentru că 4, 44, 4 ține de casă, casa se construiește, da, cu răbdare. Dar sunt 2 de 4. Asta înseamnă 8 transformare, înseamnă să dărâmați o construcție veche și să faceți ceva nou împreună. Împreună ați putea să o luați de la zero și să construiți ceva special. Dar asta tocmai pentru că v-ați recunoscut. Și interesant, dacă unul construiește și celălalt, unul s-ar putea să fie un constructor emoțional, altul practic. Așa simt că acum că acest castor are această capacitate de a construi relații emoționale. Ce legătură are el? Uite, vedeți și voi ce legătură are. Tot ce spun eu. Dragostea face diferența. Cunoscându-vă unul pe celălalt, veți simți că, într-adevăr, aceasta este dragoste, da, 6 de cupe, dragoste, și veți face diferența și voi și ei între ce ați trăit până acum. Dragostea se construiește în timp. Get to know each other. Mă tot atrage această carte, de fapt acestea două în mod special, această frumusețe ascunsă. Este un personaj care nu... Cel puțin față de voi, se țineți... Se ține un pic mai în umbră, nu neapărat în secret, mai în umbră. Deși are planuri mărețe, ca acest castor care stă mai în umbră, dar totuși ar vrea să construiască ceva. Să-i rupă. Pasiunea, lumina, dragostea, frumusețea, tot ce simte. Există o tristețe, simt și o tristețe în aceste cărți. Am senzația că sunt neînțeleși. Uneori, adesea, sunt neînțeleși. Deși sunt oameni foarte puternici. Castorul și constructorul amândoi sunt foarte puternici. Și voi sunteți puternici, de-aia i-ați atras, de-aia am zis că împreună puteți fi puternici și puteți să faceți diferența între adevărata dragoste care se construiește pas cu pas și ce ați mai trăit. Nebunul. Zero. E arcană majoră.
Aveți acest potențial împreună. De a crea ceva nou și durabil. Hai să vedem energia sexuală dintre voi. 8 de bute, 2 de spade și 3 de monede. 8 de bute e o carte foarte pasională, în care cei doi se hrănesc unul pe celălalt. Și nu doar că se hrănesc fizic, emoțional, chiar practic, da? Și cresc împreună, această pasiune îi crește, Stairway to Heaven, mergeți, 8, transformă, vă transformă viața. Erupeți, interesant, aici un simbol falic, aici la fel, erupeți lumină când sunteți împreună. Această frumusețe ascunsă, această lumină ascunsă care zace în ei și poate și în voi, sau cel puțin în ei zace, poate să erupă în prezența voastră, când sunteți împreună și manifestați această pasiune. Și totuși, există un moment de dubiu, de nelămurire, de poticnire, să zic, în care de-aia vi se zice, încercați să vă cunoașteți mai bine unul pe celălalt și să faceți diferența. Dragostea face diferența. Dragostea ajută să ne vindecăm rănile trecutului, rănile care apar aici în 10 de aer și asigură un sentiment de securitate, securitate prin această construcție, da? Și stimă față de voi. Există poate o rușine, acum înțeleg cartea aceasta și altfel, cu această frumusețe ascunsă, o senzație de rușine sau de neîncredere. Mai ales, cred că din partea feminină e un pic mai nehotărâtă, n-aș zice năzuroasă, poate o fi năzuroasă, dar are motivele sale dacă e năzuroasă așa. Dar ar vrea și n-ar vrea. E totuși o nehotărâre. Din punct de vedere sexual, transmite semnale mixte. Și asta pentru că a trecut prin niște încercări destul de grele, da? Printr-un ciclu de mari trădări, într-un moment zero în care își dorește acest început, își dorește această pasiune, dar își dorește să erupă. Dar încă ține ascuns ceva. Nu e vorba de secret, de secrete. E vorba de un potențial nemanifestat. Dacă aveți răbdare, pentru că 3 de monede înseamnă răbdare și înseamnă constructorul ăla din tarot, cel care pune cărămidă peste cărămidă, dacă aveți răbdare să construiți emoțional și practic, pentru că sunt monede și avem aici și emoții și avem aici și ciocan, să construiți emoțional și practic această relație, această dragoste, să vă cunoașteți nevoile unul altuia, veți vedea că veți crea ceva durabil și special. Doamna, am zis că a fost ținută oarecum ascunsă. Trebuie pusă pe un piedestal, trebuie protejată, trebuie tratată ca un premiu. Trebuie ridicată, nu neapărat în slăvi, trebuie ridicată la valoarea sa, trebuie scoasă din această umbră. Mă înțelegeți? Și pentru asta trebuie să o ajutați să aleagă corect și să îndrăznească. Am senzația că e și timiditate. Că e doamnă, că e domn, dar există și o timiditate din partea acestui personaj. O delicatețe.
o delicatețe. Dacă ar putea să construiască cu un ciocan de catifea, așa simt. Deși este personaj puternic, e un personaj puternic și delicat în același timp. Ia să vedem în trecut. Trei de băte. A așteptat, v-a așteptat, poate. Iar aveți tema răbdării, rabdă și constructorul și castorul și trei de monede, construiește cu răbdare, cu tenacitate și temperanță. Aveți tema temperanței și așteptarea. Că v-au așteptat pe voi, că au așteptat oportunități, un om special să-i pună în valoare și să le vadă valoarea aceea ascunsă, frumusețea ascunsă, iar, foarte posibil, această frumusețe, frumusețea aceasta a fost ascunsă din cauza unor responsabilități. 10 de bâte și 10 de spade pe care le-am văzut mai devreme. Însă, că o fi în relație cu voi, că o fi în altă relație, eu vă povestesc despre acest personaj. Această frumusețe, acest personaj foarte special și de o valoare deosebită, împărăteasa, a trebuit să se vindece. Să se vindece de niște probleme. Responsabilități, de o relație de lungă durată. De un personaj eventual, interesant, de un personaj care i-a pus în cărcă multe responsabilități, într-atâtea încât, vedeți, e cu capul în jos și aici la fel este cu capul în jos personajul. Încât nu și-a mai văzut potențialul, frumusețea din cauza responsabilităților. De-aia acum trebuie să se reconstruiască și să se vindece. Dar eu cred că cu acești 6 de apă v-ați simțit unul pe celălalt în momentul în care v-ați întâlnit. Însă, trebuie să așteptați un pic, sau a trebuit să așteptați. Ca această frumusețe să crească și să ajungă, cum a zis mai devreme, în poziția în care trebuie să ajungă, să fie apreciată. Acest personaj are nevoie de un om, bărbat, femeie, care să o aprecieze la justa valoare. Nu care să profite și nici să ignore calitățile, efortul pe care îl depune. Depune mult efort, construiește, muncește pe rupte în relații și în viața de zi cu zi. Așa simt. Și totuși speră. Posibil că v-ați întâlnit la o distanță, la un drum. Unii dintre voi v-ați întâlnit la un drum. Și întâlnirea aceasta le-a adus o nouă speranță. Că cineva îi vede. Am zis suflete perechi. 6 de apă. Cineva îi vede. Hai să vedem în prezent. Multe cărți. O dată, două, ia, ceasări. Ia o împărăteasa invers, păi ce chestie, de trei ori. Văzut regele de spade. Există un personaj rece, probabil, în viața lor.
9 de bute, 10 de monede și îndrăgostiții. În prezent. Iar am zis că are responsabilități, că e rănit, că e obosit de atâtea griji, de atâtea probleme, încât nu-și mai vede frumusețea, această frumusețe ascunsă pe care am văzut-o, frumusețea asta, hidden beauty, am zis că e Venus, care trebuie să erupă, trebuie să iasă la suprafață, trebuie onorată, dar deocamdată în prezent, nu se poate manifesta din cauza unor blocaje, ori în familie, ori la locul de muncă, ori din cauza unor tradiții, a unei culturi, cultura în care a fost crescut, tradiția în care a fost crescută, familia în care a fost crescut acest personaj, o blochează. Așa simt. O blochează. Pentru unii poate chiar mama. Poate chiar mama să-i blocheze această vindecare, să-i întârzie. E un mesaj în plus, nu pentru toată lumea. Însă, în prezent, există această stare de dragoste. Există această chimie. Vă puteți întâlni împreună. Puteți dacă treceți de aceste blocaje, puteți să treziți împărăteasa, sporul, abundența la viață. Și puteți crea ceva durabil, ceva frumos. Împărăteasa 10 de monede și îndrăgostiți. Și iar este un 6-6 de apă, am văzut și mai devreme. Dar trebuie să treceți de un blocaj, de niște ziduri. Zidul, constructorul acesta care, în dorința lui de a se reconstrui, posibil a creat și niște ziduri în jurul său. Dragostea face diferența. Dragostea face diferența. Prea multă muncă, constructorul. Acest personaj trebuie să simtă dragostea. Din partea voastră. Pentru că au o valoare într-adevăr specială. Pentru că vorbim totuși de Valentine, de Valentine's, vorbeam de Valentine. Valentine, Valentine. Am senzația că în prezent nu se poate manifesta frumusețea, dragostea, creșterea din cauza acestor blocaje. Ori sunteți izolați, ori unii, nu neapărat în carantină, am mai întâlnit cartea asta în ultima vreme. Sunteți în lockdown. Ori niște chestiuni de familie blochează, ori niște chestiuni culturale, tradiții, regulile în care au fost crescuți. Asta întârzie un pic, întârzie, îngreunează această întâlnire dintre voi doi. Nu o blochează total. Dar sunt aceste 10 de spade, care le-am văzut mai devreme, 10 de spade, 10 de bâte, 10 de monede, situații, responsabilități. Măi, responsabilități. Hai să vedem un viitor. Ce cărți apar. O dată. De două ori. De
3 ore. Data de 2 ori de 3 ori. Nebunul, care a apărut a doua oară, iar și la care a apărut 7 de spade, mă enervează cum apare. Și magicianul. Ia uite, 9 de monede, de bâte, iar blocajele astea în calea manifestării. Iar împărăteasa, frumusețea, frumusețea care trebuie să se vindece, 4 de spade. Să se elibereze, interesant, să se elibereze de o casă în care a plâns. Ce ciudate cărți. În fine, o să vreau să mai clarific înainte să spun ceva. Deci, în viitor, puteți să luați de la zero. Aceste întârzieri nu vă opresc când a manifestat de la zero sau, eu știu, dintr-un anumit stadiu, povestea de dragoste, dacă vreți. Puteți să luați de la zero. Să manifestați 0 și 1, să manifestați ceva nou. Dar pentru asta vă trebuie o strategie bine pusă la punct. Că trebuie să știți cum să manipulați resursele, situația, ca să o aduceți în poziția în care să vă mândriți de construcția pe care o, în care vă implicați. Clarificăm 7 de spade, te rog frumos, clarificăm. Sunt multe. Clarificăm 7 de spade, te rog. În viitor. Ia uite ce chestie. Am zis că acasă, băi, deci nu se poate, deci și am și fiori. Am zis că acasă, da, apare 10 de monede. Și acum apare Marele Preot. Marele Preot care înseamnă tradiții, înseamnă căsătorie, înseamnă nu neapărat căsătorie, casa, da? Casa în care ați fost crescuți, educați, mama, tata, da? Chiar dacă nu e căsătorie. Tradiția, religia, cultura în care ați fost crescuți, sau ei, mai bine zis, da? Și împăratul. Împăratul, cineva care domină, da? Cineva care pune responsabilități atât de multe încât nu se mai vede frumusețea aceasta de suflet, ci de persoană. Sau el nu se mai vede. Poate voi îi vedeți, îi recunoașteți, dar ei nu se mai văd. Și stau eventual și plâng și voi nici nu știți. Interesant este că la acest 7 de spade au venit cele două cărți invers. Aici este strategia. Cui vrea să manifeste? Să fugă. Personajul a trebuit să fugă din acest mediu care a devenit, nu să zic toxic, oprimant, obositor, epuizant. Da? Să fugă, să se elibereze de cei care îi domină, de o religie sau de niște tradiții care nu îi reprezintă și care le reține această senzualitate. E o senzualitate oprimată. Am zis, e o rușine, e o timiditate, cel puțin din partea unei doamne. Dacă vreți să manifestați acest nou început, 0, 1, 0 a apărut și mai devreme, dați în urmă, aveți grijă cum folosiți resursele. Resurse, de aia vi s-a zis constructorul. Construiți, gândiți-vă împreună, stați împreună. Încercați să vă cunoașteți ca să puteți manifesta acest lucru. Aveți șansă împreună. Aveți potențial. Depinde de voi. Și depinde de voi dacă îi ajutați și pe ei să se elibereze de aceste constrângeri. Dragostea face diferența. Când cineva te iubește, atunci te vezi frumos, frumoasă, în preajma lor.
Când cineva nu te iubește, chiar dacă zice că te iubește, atunci simți rușine, atunci simți că nu ești apreciat. Interesante, că chiar nu mă așteptam să fac etalare atât de complexă tocmai la Valentine's. Dar sper să vă fie de ajutor, dragii mei, și în această poveste să manifestați acest zero, acest început și să-i rupeți, plin de dragoste și de lumină, să-i rupeți împreună, pentru că unul și unul înseamnă un individ și încă un individ. Două personaje care fuzionează. Frumos! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine! Pa, pa! În sfârșit am ajuns la numărul 4. Am crezut că o să fac mai puțin, am ales 4 numere, că am zis că fac mai puțin și iau-te cât m-am lungit. Numărul 4. Numărul 4, care ați ales o stea, sperați, sperați că o să fie bine, sperați că o să fie pasiune. Și normal. Și normal să sperați. Pentru că dacă sperați, veți și manifesta. Haideți să vedem ce mesaj ați primit despre personajul vostru, Valentine's-ul vostru. Consilierea. Counseling. Vindecați cu cuvinte amabile, cu sfaturi înțelepte și cu o ureche empatică. Acesta este personajul vostru. Îmbrățișați-vă emoțiile și... Oh, I love you! I love you! Cineva foarte emoțional care îmbrățișează, își îmbrățișează emoțiile. 18 și 20. Dați-vă... Allow your feelings. Dați-vă voie sentimentelor să... Să ajungă la suprafață și să fie acceptate. Și evident, în momentul în care faceți acest lucru sau fac ei acest lucru, aveți și curajul, puterea de a spune cele mai puternice cuvinte. Te iubesc. Poate cineva, poate ei, vă vor face această mărturisire, își vor îmbrățișa emoțiile și vă vor spune că vă iubesc. Ce frumos ar fi! Ce frumos ar fi! Ia uite ce mai este aici. Soft, moale, delicat și câmp de lumină, the light field. 47 să fie vârsta cuiva și 63, eu știu ce. Nu știu, 6 și cu 3, 9. 4 și cu 7, 11. 11, iar. Flăcări gemene pentru unii, dar nu obligatoriu. Interesant. Este semnul peștilor, totemul lor sau un animal, un spirit care îi reprezintă. Și un semn de apă, un semn de apă care clar este în stare să-și îmbrățișeze emoțiile. Acum că vă zice acum că vă iubește, variază, nu știu. Vom trăi și vom vedea. Dar, chiar dacă nu vă zice acum, cândva acest personaj este capabil să vă spună aceste cuvinte. Adică nu este genul de om care consideră că dacă a făcut o declarație de dragoste se simte vulnerabil. Sunt oameni care nu spun nici măcar în familie aceste cuvinte. Membrii ai familiei, da, sunt, care nu știu să spună aceste cuvinte. Deci nu are legătură cu relația în sine, ci cu capacitatea lor de a-și recunoaște emoțiile, sentimentele și de a le exprima. Dacă vă veți da șansa să fiți împreună cu acest personaj, ar putea să vă facă declarații de genul acesta. Sunt oameni foarte sensibili care visează și care comunică cu voi telepatic.
și care într-adevăr folosesc cuvinte amabile, sfaturi înțelepte. Acesta este personajul vostru. Eventual un personaj care conciliază, care ascultă cu blândețe. Un personaj blând, soft, soft. Aici sunt ei. Și totuși, suficient de puternici ca să treacă prin acest câmp de lumină. Acest câmp de lumină, mă gândesc, simt. Este și o poziție în care lucrează în public să ajute pe ceilalți? Posibil. 6 și cu 3, 9. 9 înseamnă Jupiter, înseamnă maestru. Dar ia uitați ce frumos. Sunt aici în lumină. Aici sunt ei. În câmp de lumină. Copleșiți de binecuvântări, de inspirație divină pe care o împărtășesc cu cei pe care îi ascultă, cu cei care vin la ei și o împărtășesc cu cei dragi. V-ar împărtăși și voi această lumină prin cuvintele despre care, pe care le-am amintit, dacă vă veți da șansă la această dragoste. Deocamdată trebuie și ei să se mai echilibreze emoțional pentru că au în preajmă niște umbre, niște personaje care invidiază. Îi vedeți aici umbrele? Le vedeți? Le vedeți? Ei, ia uitați-le și aici. Au niște influențe negative în viață, dar ce frumos! Slavă Domnului că nu le manifestă în viața lor de zi cu zi. Wow, ce frumos nou de apă! Măi, a zis că sunt copreșiți de lumină, ce frumos! Păi nu se poate. Sunt copreșiți de lumină. Inspirația divină. Duhul Sfânt îi protejează într-un mod special. Este, iau, deși aici este lumină. Lumina aceasta. Probabil că au marcaj în semnul peștilor sau în semne de apă. Pentru că aici în lumea lor emoțională, pe care au curajul să o îmbrățișeze, se regăsesc. Aici posibil, chiar dacă, interesant, chiar dacă nu vă spun verbal aceste cuvinte, dacă îi cunoașteți, vă pot transmite pe cale telepatică, în momentele de calm, vă pot transmite aceste cuvinte și vă pot vindeca și pe voi, chiar dacă nu le auziți și le simțiți. Însă acest personaj are o tristețe. Probabil că este dor de voi. Îi cunoașteți? Aveți 3 de apă, 4 de apă, 9 de apă. Și îmbrățișați emoțiile. Iar emoții, emoții, emoții. Ați pierdut o șansă de a fi împreună? Energia sexuală dintre voi. Dacă vreți să vedeți, ia uite, iar rege de cupe, iar cupe, 4 de monede, 7 de bâte și regele de cupe. Acest personaj, 4 de monede, vine după o relație, vine în viața voastră, după o relație plicticoasă, banală, care a intrat în rutină. Dacă e bărbat, partenera nu era ce și-ar fi dorit. Nu își îmbrățișa emoțiile. Dacă era femeie, partenerul era prea rigid, ascuns. Nu o stimula cum ar fi vrut. Însă văd că apare acest 7 de bâte, această pasiune care cred că este între voi. Cred că este între voi. Pasiunea aceasta care a apărut între voi i-a scos din această rutină, din această plictiseală. E o stare de hai să fim împreună. Pe mine nu mă încântă prea mult această carte. Există un foc, într-adevăr. Dar ei sunt cu spatele la ei, nu vedeți? Ei, și apare acest personaj, bănuiesc că voi.
Apare focul. Și acum personajele sunt față în față. Dacă între voi a apărut plictiseala, ceva se va întâmpla sau ceva a apărut la un moment dat sau ceva se va întâmpla în viața voastră sexuală și vă veți reîntâlni față în față și recuceri. Ei, și acest 7 de bute va duce nu doar la pasiune, ci și la dragoste, iar dragoste, pentru că acest personaj nu are cum să manifeste pasiunea. Deci acest personaj nu poate să facă, hai să fac și eu sex cu X cu Y. Nu. Ei au nevoie de pasiune și de dragoste, au nevoie de tandrețe în soft, de mângâieri blânde, de îmbrățișări pline de emoții. Acum că își doresc acest lucru de la voi, că voi îl veți manifesta, îl veți simți cu ei, poate că voi sunteți aici într-o relație plicticoasă și acest personaj vă cucerește într-un fel aparte, într-un fel delicat, soft, emoțional, vă îmblânzește, vă înfierbântă, eu știu ce vă mai face, da? Poate voi sunteți aici. Și totuși, acest 7 de bâte să fie un moment special în care dintr-un joc ajungeți să vă cuceriți. Și nu doar trupul, ci și sufletul. Și uite așa, să ajungeți la o mare dragoste cu I love you, regele de cupe, 9 de cupe. Interesant, poate v-ați întâlnit în consiliindu-vă unul pe celălalt sau unul din voi l-a consiliat pe celălalt în această relație karmică. Și s-a născut pasiunea și dragostea apoi între voi doi. Interesant. Interesant, interesant. În trecut. 8 de spade, lumea și asul de spade. Primele spade care apar în această poveste. În trecut, acest personaj a fost blocat. Se pare. A fost blocat într-o relație plicticoasă sau într-o programare mentală sau într-o situație din care nu găsea scăpare. Și totuși a reușit să-i pună capăt. A reușit să manifeste ceva nou. Cu fi relația aceasta nouă să fie cu voi, foarte posibil. Cu voi să simtă victoria, cu voi să simtă dragostea, pentru că despre voi vorbesc, da? Față de voi să își dorească să vă spună aceste cuvinte. Te iubesc. Probabil că au trecut printr-o consiliere sau au învățat să se consilieze pe cale spirituală. Prin acest, da, unii clar au fost consiliați de divinitate, de îngerii protectori. În acest câmp de lumină și nouă de apă. Și au reușit să iasă din starea de banalitate, de blocaj mental, au reușit să închidă acest capitol și să renască într-o nouă direcție. Cred că această nouă direcție a venit și odată cu voi în viața lor. Pentru că vorbim de voi. Poate că la un moment dat, nu știu dacă știți, la un moment dat poate că n-au găsit soluții cum să manifeste această victorie. Cum să pună capăt obsesiilor sau grijilor sau gândurilor și să manifeste adevăr, temei, victorie. Dar se pare că a început ceva la un moment dat între voi doi. Ia să vedem în prezent ce ar mai putea să fie. Iar 4 de monede.
Iar patul a fost o relație karmică pentru cineva, eventual cu un semn de aer, interesant, o relație karmică cu un semn de aer. Și a apărut ceva nou, a apărut un triunghi sau neapărat un triunghi, a apărut al treilea personaj, care vine cu băta, cu pasiunea, cu inspirația, cu viața, cu cheful de viață. Și cu, ia uite ce interesant, și cu dragoste, și cu zero, cu nebunia. Exact ce aveau nevoie, ce aveți nevoie. Bănuiesc că de voi e vorba. Bănuiesc că de voi e vorba, nu vorbim de altcineva, nu? Odată. Ia uite. Vihiara care mă și aici apare 9 de monede. De vâte, vreau să fie, de 3 ori. Și la voi apare. Probabil că ești din cauza situației sociopolitice, economice. Cavalerul de spade, 2 de cupe, ce frumos, și 6 de băte. De monede, pardon. Unii dintre voi trebuie să vă vindecați, bănuiesc că ei, în mod special, de această situație, relație rece, care le-a adus multe lacrimi. Și trebuie să țineți un pic în secret această pasiune și această, nu opțiune, acest vis frumos, trebuie să țineți în secret. Și dacă aveți răbdare și așteptați, puteți să manifestați o întâlnire care vă va aduce multă fericire și vă veți elibera de blocaje și de grijile prin care ați trecut, în mod special ei. Dar poate că și voi. În fine. 9 de monede. De monede. De băte. Rănitul care stă încă în picioare. Și nu doar stă în picioare, ci îi vindecă și pe ceilalți. În cazul în care nu rezonează această interpretare, acest nou de... Băte... poate să reprezinte și nevoia lor de a bloca un trecut, de a bloca pe cineva, personajul acesta care i-a plictisit, i-a ținut pe loc. Aș vrea să clarific. Oricum, în prezent aveți aceste suflete perechi care se întâlnesc față în față și se simt și se recunosc și, și își îmbrățișează emoțiile și au puterea, au curajul de a spune, da? De a comunica, este Mercur aici, iar este, nu, de a comunica în lumină, în sinceritate, dragostea pe care o simt, te iubesc. Și uite, așa pot să echilibreze atmosfera. Însă, pot să echilibreze balanța în viața lor, da? Prin aceste declarații, prin această comuniune, această colaborare. Sunteți voi aici, voi doi. Să apară acest cavaler de spade. Aș vrea să clarific acest cavaler de spade și nouă de... Clarificăm, te rog frumos, cavalerul de spade. Ia uite, îndrăgostiții.
Probabil că unul dintre voi aveți marcaj în gemeni sau un semn de aer. Unul dintre voi, eu zic că amândoi sunteți îndrăgostiți, că aveți doi de cupe și îndrăgostiți, însă unul este mai delicat, cred că acest personaj, și celălalt este mai impetuos, mai grăbit, mai hotărât să manifeste cât mai repede această întâlnire. Și hotărât să dărâme blocajele, amânările, problemele care stau în calea manifestării acestei întâlniri. Unul dintre voi, bănuiesc că e partea masculină sau cel care este mai activ. Vrea să învingă aceste blocaje. Că se datorează situației generale cu pandemia, cu izolarea, cu problemele personale, rănile personale, variază. Însă, se pare că acest cavaler de spade e îndrăgostit. Posibil să fiți voi îndrăgostiți de ei și dacă ei sunt mai blânzi, mai timizi, își alocă timp de vindecare, să presați un pic viteza ca să manifestați această întâlnire și să echilibrați un pic situația. Așa simt. Că nu-i simt pe ei cavalerul de spade. Nu, ei sunt prea. Nu că ar fi. Docil sau că ar fi prea lipsiți de acțiune. Însă sunt niște personaje foarte delicate și blânde. Deci nu îi reprezintă pe ei cavalerul de spade. Cred că sunteți voi. Pentru că vorbesc de voi în relație cu ei. Voi simțiți această atracție, simțiți această chimie, simțiți că sunt ce aveți voi nevoie. Vreți să-i cuceriți? Da? Vreți să treceți prin acest portal? Îngust care a mai rămas și să ajungeți la sufletul lor. Și știți că dacă mai amânați prea mult, dacă așteptați prea mult, poate nu-i prea bine. Ia uite, valetul de spade și valetul de băte. Sunteți voi, vă recunoașteți aici? O strategie mentală? Încercați să cuceriți această regină de cupe, regele și regina de cupe, acest personaj blând, delicat, cu care vreți să vă întâlniți. Doi de cupe, trei de cupe, regele de cupe. Iau, trei de cupe. Vreți să renașteți lângă ei. Și să vă eliberați și pe voi și pe ei de 9, de 10, de bâte, de greutățile alea care vă stau în cale. Să schimbați energia și să construiți ceva. Hai să vedem un viitor. Sper că vă place, deși nu mă așteptam să fac așa de lungă etalarea, dar în fine. O dată. Uf. De două ori. Nu, astea sunt multe. Iar cineva vrea să cucerească. Da, vreți să manifestați ceva. Practic. Nu doar emoțional. Ei sunt foarte emoționali. E nevoie de o mână de fier, dar eventual într-o mânușă, totuși. Chiar dacă vreți să acționați, fiți delicați. Fiți delicați. Înfășurați un pic spada asta când vă duceți la ei. Vorbiți un pic, chiar dacă știu că sunteți, așa arată că sunteți îndrăgostiți, nu?
Da, evident că pot să fie și ei în această imagine, dar eu vă simt mai mult pe voi. Rămâne de văzut, pentru că uneori puteți să apăreți și voi în etalare. Hai să vedem în viitor. E interesant pentru că și aici este un cavaler, este un cal, să zic, nu mai e spada, e unicornul. Și există declarația, pentru că gemenii țin de declarație, de comunicare în dragoste, declarația de dragoste. Hai, ceva se întâmplă, că se comunică, că se cucerește, ceva se întâmplă în prezent. Ia, în viitor, clarific o dată. De două ori. Ia uite. De trei ori. Patru de spade. Regele de cupe e a doua oară când apare regele de cupe și eremitul. Apare în singurarea. De ce să apară în singurarea? Acest rege de cupe are nevoie de vindecare. Patru de spade. De-aia zic, mare grijă cum manifestați acest suflet pereche. Trebuie să fiți mai diplomați. Chiar dacă vreți acțiune, chiar dacă vă grăbiți. Alegeți cu grijă. Faceți-vă planurile cu grijă. Doi de bute. Trebuie să alegeți. Dacă comunicați frumos, pasional, puteți manifesta ceva nou, asul de spade. Dar dacă sunteți prea mental, prea raționali, acești oameni care sunt foarte intuitivi și sensibili, vor intra într-o zonă de umbră și de frică și de confuzie. De-aia zic, mare grijă cum îi abordați. Mare grijă. Sunt foarte curioasă și voi cum rezonați cu această etalare. Însă, în viitor apare patru de spade, nevoia de a vă calma mental, de a vă ordona mintea. În această poveste de dragoste foarte profundă, acest personaj, regele de cupe, care vă iubește profund, vă poate iubi profund, nouă de cupe, regele de cupe de două ori, are nevoie să înțeleagă niște lucruri. Eremitul, ia să vedem ce trebuie să înțeleagă. Clarificare, să înțeleagă niște răni, niște gânduri. Clarificăm eremitul. De ce apare eremitul? Te rog frumos. Apare 10 de cupe. 10 de cupe este un cuplu fericit. 10 de cupe alături de valetul de monede. Puteți să manifestați această fericire. Chiar puteți să o manifestați. E prima cărămidă la fundați aceste relații, nu doar emoționale, poate să fie și în practic, da? Însă trebuie să studiați eremitul în acest context. Ia uite, și asta înseamnă tot eremitul, patru de spade, da? De două ori. Și voi, și ei, trebuie să studiați bine, să înțelegeți profund cum poate fi pusă în practică această manifestată în practică această relație. Dragoste profundă de două ori, regele de cupe, 10 de cupe, 9 de cupe, 3 de cupe de două ori, îndrăgostiții, 2 de cupe. Deci este ceva copleșitor. Ar fi păcat să nu se manifeste și în realitate. De aia zic, încercați să înțelegeți, să vă ordonați mintea și emoțiile. Și să studiați, pentru că eremitul studiază, simbolizează în anumite momente,
sau în anumite contexte, zodia fecioare și fecioara ce face? Studiază, îl are pe Mercur. Ah, interesant, este Mercur retrograd. Temperați-vă un pic în această perioadă până iese Mercur din retrogradare ca să puteți manifesta această poveste de dragoste. Asta este. Este nevoia de a înțelege niște detalii și niște aspecte în relația voastră. Mare grijă cu Mercur retrograd, repet, cavalerul de spade să nu fie prea impulsiv în felul în care comunică, declară ceva. Sper că ați înțeles. Sper că v-a fost de folos și vă regăsiți mesajele. Și nu mă așteptam nicio să fie așa de lungă etalarea, dar să fie, Doamne ajută cu folos. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ciao, ciao!